Dragi prieteni, cu toții ne dorim o viață liberă, în care ne sunt respectate drepturile și demnitatea. Vrem să trăim într-o societate democratică, cu șanse egale în educație și dezvoltare personală. Toate acestea sunt valori de bază ale Uniunii Europene. Anul acesta are o semnificație specială pentru Moldova, deoarece veți avea prilejul de a vă exprima opinia în cadrul referendumului privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Vă încurajăm să participați și să vă faceți auzite vocile, căci împreună construim calea spre un viitor mai luminos și mai european pentru Moldova. Ziua Europei este despre și pentru oameni, despre ceea ce ne unește, ca să putem trăi o viață cu sens. De Ziua Europei ne reamintim că Uniunea Europeană este un proiect al pecii. Războiul crunt purtat în prezent de Rusia împotriva Ucrainei ne reamintește cât este de important să pierdem și să muncim împreună pentru pace. Pentru asta este nevoie de eforturi comune, solidaritate și respect profund pentru demnitatea umană. Pacea nu înseamnă șantaj economic sau manipularea prețului la gazele naturale. Pacea nu poate fi atinsă prin amenințări sau focuri de armă. Pacea nu poate fi obținută prin dezinformare și propagandă. Pacea înseamnă libertate și prosperitate. Pacea înseamnă respectarea tuturor oamenilor, indiferent de limba vorbită, de religie sau naționalitate. Pacea înseamnă respectarea suverenității tuturor națiunilor și statelor. Pacea este Uniunea Europeană. Și Moldova este acum mai aproape de a deveni membra a acestei importante Uniuni. Uniunea Europeană ajută Moldova să facă față provocărilor cu care a ajuns să se confruntă în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Vom oferi sprijin pentru consolidarea rezilienței, securității și stabilității țării, inclusiv prin activitatea misiunii de parteneriat a UE. Vom continua să vă susținem în această călătorie transformatoare de integrare în UE. Despre și pentru asta este Ziua Europei. Europa sunt eu. Europa ești tu. La mulți ani de Ziua Europei!